Cuvântul lui Dumnezeu vom citi din Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 19, pagina 1090. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 19, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune asta. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vederii în cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta. Și am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise, care să se întâmple și anume, că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. De când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și tipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupe să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat și când au plecat ziceau unul către alții. Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa zis lui Festus, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Până-și cuvântul Domnului. Amin. Veniți să vă ocupați locului. Acestor, astăzi, într-o zi de sărbătoare, când aș putea spune într-o zi de triplă sărbătoare, pentru că, în primul rând, astăzi ne reamintim de învierea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos și ne-am salutat unii pe alții cu salutul creștin. Hristos a înviat și am răspuns, cu adevărat a înviat, cu adevărat a înviat. Apoi, astăzi am avut o sărbătoare dimineață, am avut cina Domnului și am stat împreună la masa Domnului și ne-am adus aminte și de moartea Domnului nostru Iisus Hristos, moartea Lui răscumpărătoare și iată, după viața aceasta, Dumnezeu ne prilejuiește harul, posibilitatea să continuăm. Am putea spune o sărbătoare prelungită și în această după-amiază să ne putem bucura de rodul acesta bogat al Evangheliei Domnului nostru Iisus. Așa cum se spunea mai devreme, este un semn al faptului că Dumnezeu pregătește și pentru ziua de mâine oameni care să ducă mai departe storia Evangheliei. Slăviți să fie numele Domnului! Aș vrea să îmi permite să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj, înainte de a trece la oficierea botezului în apă, un mesaj pe care l-am intitulat după cuvântul pe care Apostolul Pavel îl spunea atunci când a fost chemat să se apere în fața împăratului Agripa. El a spus în Faptele Apostolilor 26:8, ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Pavel era în Cezarea, în ceea ce romanii numeau capitala provinciei Palestina. Acolo, în Cezarea, era o cetate ridicată în cinstea lui Cezar Augustus și acolo era garnizoana romană. Pavel a fost scos din Ierusalim atunci când a fost arestat în templu, când iudeii l-au buscat în templu, când l-au bătut atunci când l-au găsit în templu, considerându-l pe Pavel vinovat de faptul că a răspândit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu printre iudei și că a adus un prejudiciu de imagine legii lui Moise și poporului evreu. Atunci când au pus mâna pe el, capitanul l-a scos din mâna acestor răzvrătiți și în noaptea aceea, spre cuvântul lui Dumnezeu, l-au scos pe Pavel din cetate, din Ierusalim, ca pe un împărat. Numai Dumnezeu era în stare de așa ceva.
Vreau să vă readuc aminte faptul că 500 de soldați l-au păzit pe Pavel. Niciun împărat nu pleca din Ierusalim cu asemenea escortă. Și călăreți și oameni pe deștri și cu surițași, spune cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit din cetate în mare secret. Duceau un personaj foarte important, de adevărat controversat în mediile iudaice, dar era vorba de un ostaș al Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu știe să apere pe cei ce apără la rândul lor Evanghelia. Slăvit să fie numele Domnului. L-au dus în Cezarea și acolo, timp de 2 ani de zile, Pavel a putea spune un regim de detenție foarte ușor, foarte simplu. Îi se permiteau vizitele și se întreținea cu comunitatea creștină de afară. Pavel, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-a uitat niciodată de manifestarea răzvrătiților acestora din Iudea, pe oriunde ajungea motivul de rugăciune, orice biserică vizita Pavel spunea, rugați-vă și pentru mine, am o mare problemă. După mine nu este Mossadul, serviciile secrete iudaice, după mine sunt niște răzvrătiți din Iudea. Pe unde l-au prins, l-au bătut pe Pavel. Și pe bună dreptate avea această teamă, această, am putea spune, acest țepuș de care Pavel se tot plângea. Iată de data aceasta, că stă în fața mai marilor zile, stă în fața împăratului Agripa, exponentul puterii evreiești, iudaice, era împăratul lui Israel, și de asemenea în fața lui Festus, care era exponentul puterii romane. Și sigur, în al treilea rând, stă în fața lui Berenice, care era prințesă în vremea aceea. Agripa, Irod Agripa, despre care vorbește Apostolul Pavel și în fața căruia a stat Apostolul Pavel, este un strănepot al lui Irod cel Mare. După cum știm din cuvântul lui Dumnezeu și din sursele istorice, omul acesta, Irod cel Mare, i-a omorât pe pruncii din Betleem atunci când a aflat că un alt împărat s-a născut în timpul acela. Și mânat o invidie extraordinară, omul acesta a zis, nu se poate să existe un alt împărat în țara aceasta, în Israel, decât împăratul numit Irod cel Mare. Pentru că ceea ce am făcut eu pentru țara aceasta, și într-adevăr a făcut un lucru extraordinar, de numele lui Irod se leagă rezidirea templului din Ierusalim, pe care romanii l-au dărâmat în anul 70. Apoi, Irod Agripa este nepotul lui Irod Antipa. Irod Antipa a fost cel care l-a executat pe Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte că profetul acesta, ultimul proroc al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul s-a ridicat împotriva lui Irod Antipa și a spus, nu ți este îngăduit să ai pe soție, pe nevastă fratelui, în condițiile în care amândoi sunteți în viață, sau ea este în viață, sau el este în viață. Legea Vechiului Testamentului i-ar fi permis lucrul acesta dacă fratele lui ar fi murit. Dar fratele lui Irod Antipa era încă în viață. Ioan Botezătorul, pentru curajul acesta, a plătit cu viață. Apoi, el este cel care l-a batjocorit pe Mântuitorul Iisus atunci când Iisus a stat în fața lui și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești prorocul despre care se vorbește, fă și aici o minune în fața mea. Și Mântuitorul Iisus a numit omul acesta, pe bunicul lui Irod Agripa, l-a numit vulpe și a spus, spuneți-i vulpii acelea că lucrez astăzi și mâine, că la treia zi voi sprovi. Apoi, tatăl lui Irod Agripa. A fost omul care în anul 44, atunci când a primit o audiență din partea comercianților din Tir, a oamenilor de afaceri care se ocupau cu comerțul cu corăbii, erau vestiți oamenii aceștia, au venit la Ierusalim. Și atenție! L-au adunat pe omul acesta. I-au întins o cursă sub picioare și i-au spus, atunci când omul acela s-a adresat în public, i-au spus, glas de Dumnezeu, nu de om. Și omul ăsta s-a întins așa pe spate, zis, mă, că bine ziceți, ia mai ziceți încă o dată. Și a zis, păi tu ești trimisul lui Dumnezeu, ca tine nu este nimeni. Și în momentul acela, pentru prima dată, un înger al lui Dumnezeu a venit din cer și l-a lovit pe omul acesta. Și a murit în câteva zile de o boală cumplită, de o boală groaznică. În fața lui Pavel stă un om care avea în istoria familiei lui atâtea falimente. Iată de ce Apostolul Pavel se adresează acestui om și acestei audiențe,
Select, am putea spune. Împăratul, trecătorul, ambasadorul Romei, Berenice, o femeie foarte frumoasă, dar care trăia o viață imorală, depravată. Se spune în istorie și spun sursele istorice că Berenice trăia cu însăși fratele său, cu Irod Antipa. Acestei audiențe, am putea spune, selecte, apostolul Pavel îi se adresează cu cuvintele acestea, se adresează cu cuvintele ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu viază mulți. Frați și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun că primul argument pe care apostolul Pavel îl aduce în apărarea lui, în apărarea Evangheliei, în susținerea adevărului despre învierea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos, este legat de mărturia convertirii sale. Pavel spune, vorbește în împrejurarea aceasta despre faptul că undeva în viață s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Că Evanghelia nu este o poezie. Că dacă stați de vorbă cu fiecare dintre cei 25 care stau aici în față, fiecare are istoria lui, fiecare are, are ocazia să vorbească și are posibilitatea să vorbească despre momentul în care s-au întâlnit cu Domnul nostru Iisus Hristos. Nu sunt vorbe goale. Pavel spune aici, în pasajul pe care l-am citit, că într-o zi, după o amânare repetată, într-o zi s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Fiul lui Dumnezeu, care a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pavel, în orice împrejurare, a vorbit despre cea mai puternică dovadă. Frații mei, surorile mele, doamnelor și domnilor, până la urmă, care este cea mai puternică dovadă a faptului că Iisus este viu, că este înviat din morți? Sigur că un argument puternic este mormântul gol de la Ierusalim, pe care, vedeți, creștinătatea și îl dispută. Dar cel mai puternic argument în viața noastră, celor care stăm atât de departe de Ierusalim, cel mai puternic argument al faptului că Iisus este viu, este propria noastră convertire, este propria noastră schimbare. În noi este dovada învierii. În schimbarea noastră, în faptul că mintea noastră, gândirea noastră, în faptul că faptele noastre, că pachetele acelea de țigări, așa cum se spuneau, au fost aruncate, că filmele acelea de murdare nu mai sunt vizionate, că anturajul este schimbat, că nu mai alergăm la același potop de desfur, desfru ca ceilalți oameni. Pavel spune, oameni buni, cea mai puternică dovadă a faptului că m-am întâlnit cu Iisus este în propria mea viață. În propria mea viață sunt dovezile, sunt argumentele faptului că m-am întâlnit cu Iisus. El mi-a schimbat viața. Eram un răzvrătit, eram un potrivitor. Eram un om care îmi trăiam viața, dar care n-am vrut să ascult de Evanghelie și n-am vrut să ascult de Iisus. Propria convertire. Pe care nimeni nu poate contesta. Așa este. Nimeni nu poate contesta. Că Pavel a vorbit despre apărarea apostoliei, el a spus, oamenii pot contesta chemarea mea. Și așa este. Oamenii au contestat apostolia, spunând, nu l-ai văzut pe Iisus, tu n-ai fost printre apostoli, tu nu ești dintre cei 12. Și așa este. El n-a fost dintre cei 12. Dar Pavel spune, nimeni nu poate contesta, spune în Galateni, capitolul 6, pot în trupul meu, spune apostolul Pavel, semnele Domnului nostru Iisus Hristos. În duhul meu, în caracterul meu, în schimbarea din viața mea, acolo sunt argumentele faptului că mă asemăn cu Domnul Iisus Hristos. Evanghelia are puterea să schimbe viața oamenilor. Are puterea să înnoiască viața oamenilor. Pavel a stat în fața acestei audiențe selecte vorbind despre faptul că dovada învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos stă în propria lui schimbare, în propria lui viață. Știți că într-o zi Mântuitorul Iisus a dus într-un ținut al gadarenilor și acolo a întâlnit un om pe care nu-l puteau lega. Nu-l putea nimeni ține legat. Este vorba de un demonizat care, spune cuvântul lui Dumnezeu, umbla dezbrăcat. Să nu treci prin zona aceea. Era un pericol social. Oamenii știau foarte bine. Pe acolo nu se trece. Într-o zi, în fața acestui demonizat, asta cel ce are toată autoritatea în cer și pe pământ, asta Fiul lui Dumnezeu, și-a mustrat toți dracii care erau în omul acela. I-a întrebat, care este numele vostru? Și au zis, numele nostru este Legiune. Suntem mulți? Și Iisus a poruncit cu autoritatea Lui ca omul acela să fie eliberat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul acela
toți dracii, toți demonii care îl stăpâneau pe omul acela au ieșit. Și omul acela a devenit un om schimbat, un om înnoit. Când au venit cei din cetate să-L întâmpine pe Mântuitorul Iisus, au văzut pagul, au văzut 3.000 de porci care s-au aruncat în mare. Și atunci au zis, pleacă din ținutul acesta. Nu i-au dat voie lui Iisus să intre în ținutul acela. Ceea ce este frumos și înălțător a fost faptul că atunci când omul acela a vrut să-L urmeze pe Iisus și a zis, vreau să fiu însuita ta, vreau să vorbesc la orice evanghelizare despre faptul că tu ești eliberatorul vieții mele. Dar Iisus i-a zis nu. Pe cea mai puternică dovadă a faptului că Dumnezeu schimbă viețile acasă la tine. Du-te acasă la ei tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Dumnezeu și cum va avea și cum a avut milă de tine. Du-te acolo. Pentru că tu ești cel mai puternic argument al faptului că Dumnezeu aduce izbăvire, că Dumnezeu mântuiește sufletele. Slăviți să fie numele Domnului. Frați și surori, stimați prieteni, în noi, în viața noastră trebuie să fie argumentul faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. Că ne-am întâlnit cu Cel înviat din morți. Că noi s-a aprins lumina care luminează sufletul și luminează mintea și viața. E să putem duce lumina aceasta a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. La lotul național de gimnastică, cu Mircea, să ducem în familiile noastre, în cartierul 16 februarie, oriunde v-a așezat Dumnezeu, duceți cu voi lumina aceasta. Cea mai puternică dovadă, când vă vor întreba oamenii ce argumente aveți de a trecut la, în ghilimele, la pocăiți. Nu neapărat la pocăiți. Se vorbea aici despre tren, se vorbea aici despre corabia salvării, se vorbea aici despre urmașii Domnului nostru Iisus. Până la urmă, ne înregimentăm cu toții în poporul lui Dumnezeu. În biserica celor întâi născuți, făcuți desăvârșiți, acolo nume este scris în cerul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iată așadar că Pavel spune, nu am abținut, am predicat Evanghelia și spune, mulțumită durării lui Dumnezeu am rămas în viață, am mărturisit înaintea celor mici celor mari, fără să mă depărtez de la ceea ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple. Le-a vorbit despre faptul că ceva s-a întâmplat în viața lui. Și acest ceva a lăsat urme în sufletul și în viața lui. L-a făcut să se nască din nou. Întâlnirea cu Domnul Iisus schimbă viața și convertește un om. Un om convertit înseamnă un om care schimbă viața, care se schimbă, care își întoarce privirea de la păcat spre ceea ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu. Al doilea argument despre care vorbește Apostolul Pavel, el vorbește aici despre faptul că Pavel are un mesaj. În al doilea rând, mărturia convertirii și în al doilea rând, el vorbește despre mesajul eliberării. Versetul 17 și 18 spune așa. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te duci, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Aș vrea să vă reamintesc faptul că Apostolul era judecat în împrejurarea aceasta. Era judecat în împrejurarea aceasta. Și aș vrea să vă întreb cine pe cine judecă. Vreau să vă reamintesc faptul că Pavel stătea în fața unor oameni care la rândul lor trebuiau condamnați. Pe Agripa trăia cu sora lui, cu Berenice, care stătea acolo în fața lui Pavel, fără scrupule. Cine pe cine judecă? Cine pe cine condamnă? Pavel se adresează acestor oameni și aș vrea să mă folosesc de ocazia aceasta de a mă adresa audienței în seara aceasta și să vă spun că unul singur poate să aducă eliberare de starea de păcat. Și acesta este Cel ce a înviat din morți. Este Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. El ne-a chemat prin Evanghelie să vestim această veste bună. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și în seara aceasta vrem să proclamăm în adunarea aceasta de sărbătoare adevărul că Evanghelia eliberează sufletele oamenilor, indiferent de stăpânire, indiferent de puterea care domină viața unui om. Evanghelia are putere să schimbe. Evanghelia are putere să elibereze. Pavel se adresa acestor oameni, exponentul puterii romane, dar care era sub puterea întunericului, și exponentul puterii iudaice, care era sub stăpânirea păcatului și a diavolului. Cine pe cine judecă? Pavel s-a adresat acestor oameni pentru că adevărați înlănțuiți. Îmi place cuvântul lui Pavel. Îmi place cuvântul lui Dumnezeu. El spune, aș
vrea ca toți să fiți ca mine. Afară spunea Pavel de lanțurile acestea. Cine proclamă mesajul salvării? Un condamnat și un întemnițat. El vorbește despre faptul că nu-i așa, chiar dacă pe afară ai lanțurile acelea, sufletul este eliberat, sufletul a întâlnit pe Dumnezeu și a adus eliberare. Poți să vorbești despre această putere. Poți să vorbești despre faptul că Iisus Hristos, așa cum a spus în Evanghelie, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și dacă Fiul vă face liber, veți fi liber cu adevărat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Într-o zi, Mântuitorul Iisus, atunci când străbătea Ierihonul, o cetate a timpului, o cetate prosperă, era un punct vamal, era un nod pe drumul acela comercial care lega Orientul îndepărtat de Egipt și se făcea tranzit de Romania și pus acolo un punct vamal și șeful mai marele vameșilor era un evreu pe nume Zacheu. Vă aduceți aminte de istoria aceasta, omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, omului acesta Iisus i s-a adresat pe nume, Zacheu, dă-te jos. Știți că atunci când omul acesta a vrut să-l vadă pe Iisus, a zis, vreau să-l văd și eu pe Iisus. A auzit la serviciu, a auzit pe călător, spune, Doamne, dacă te-ai fi întâlnit cu Iisus, viața ta era schimbată. Și pentru că era și mic de statură și pentru că avea notorietate și notorietatea lui nu-i făcea mare cinste, omul acesta a zis, mai bine să mă ascund undeva. Și așa, camuflat într-un pom, într-un dud, a zis, de aici nu mă vede nimeni. Și cel care călătorea, așa, Fiul lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul dudului și a zis, Zachie, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi vreau să intru în casa ta. A intrat Iisus în casa lui și știți ce a spus în casa celui om? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avram. Și vă rog să priviți, să citiți în Evanghelie, în Evanghelia după Luca, în mod special, unde se vorbește despre istorioara aceasta, despre întâmplarea aceasta. Zacheu l-a primit pe Iisus cu bucurie. A făcut dovada faptului că atunci când l-ai primit pe Iisus, când îl ai pe Iisus în inimă, El îți aduce eliberare, El aduce descătușarea sufletului, El aduce manifestarea bucuriei. Păcatul aduce groază, păcatul aduce teama zilei de mâine, păcatul aduce o sândă, dar Evanghelia aduce lumină și aduce mântuire. Slăvit să fie numele Domnului! Lumina pe care ne-o dă cerul via din morți nu o vine din subțolurile unei biserici din Ierusalim, ci lumina pe care ne-o dă Dumnezeu este lumina Evangheliei Fiului Dumnezeu, care schimbă viața noastră. Este lumina care s-a așezat în inima noastră și în inima celor care sunt aici ca să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Al doilea argument al lui Pavel. În apărarea lui. Evanghelia aduce eliberare. El a stat în fața lor ca un om care a fost convertit și în el erau argumentele convertirii, dar în același timp Pavel proclamă Evanghelia care aduce eliberare unor oameni care erau liberi, dar erau lanțuri. Dreptul unor oameni care erau gata să condamne pe alții, dar care la rândul lor au devenit condamnați și o sunt pentru totdeauna. Și la al treilea rând, atunci când Pavel se apără și este, dacă veți un argument al nostru într-o zi de înviere, când vorbim despre învierea Domnului nostru Iisus, spuneam, în noi este dovada, în convertirea noastră este dovada învierii, este cea mai puternică dovadă. În eliberarea pe care Iisus o aduce, este un argument puternic al faptului că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morți, a luat robia roabă și a învins cel mai de temut dușman al omului, și anume moartea. A zdrobit capul și al căbiciorii vechi și a dus oamenilor prin Evanghelie viața și neputrezirea. Slăbit să fie numele Domnului. A treilea argument al lui Pavel este legat de faptul că Pavel provoacă auditoriul la un răspuns. Atunci când Agripa l-a auzit pe Pavel, vedeți? În ceea ce eu am citit aici, în auzul urechilor dumneavoastră, Pavel n-a făcut nicio invitație. Pavel a spus, vrea cineva de astăzi să fie credincios? Vrea cineva să devină creștin? Observați că atunci când oamenii au auzit Evanghelia, când Agripa a auzit Evanghelia, în mintea lui s-a născut imediat asocierea și el a spus, ceea ce îmi spune omul acesta înseamnă o chemare la creștinism. Înseamnă un răspuns pe care trebuie să-l dau lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă ce este credință?
credința creștină. Ce este până la urmă mărturisirea noastră de credință? Vorbim despre pocăiți. Dar nu-i vorba despre aceasta, dragii mei. Dar vreau să vă spun că răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi este să devenim niște creștini, niște urmași ai Domnului nostru Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Și ori de câte ori se predică Evanghelia, ori de câte ori se rostește cuvântul lui Dumnezeu, în orice împrejurare, oamenii trebuie să înțeleagă că Dumnezeu așteaptă de la noi un răspuns. Și răspunsul, urgența acestui răspuns, constă în faptul că Dumnezeu așteaptă de la noi să devenim niște credincioși. Agripa i-a spus lui Pavel, prea curând ai vrea să mă vezi, să mă întuplești, să devin creștin. Pentru că în mesajul lui Pavel este o provocare de a răspunde cerului, de a răspunde mesajul Evangheliei, un răspuns. Pavel spune aici, de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedenii cerești. Vorbea din propria lui experiență. Aș vrea să vă reamintesc faptul că Pavel nu s-a întors la Dumnezeu dintr-o dată. A auzit atâtea predici. L-a auzit pe un diacon al bisericii predicând într-o zi. Un om care și-a sfârșit alergarea, a dormit în Domnul sub un urban de piepe. O sândit fiind de evreii care l-au considerat fanatic religios. Pavel i-a auzit predica. I-a văzut moartea, i-a auzit ultimele cuvinte. Pavel a auzit mărturia oamenilor care l-au îngropat pe Pavel, pe Ștefan. La înmormântarea acelui om. Și cu toate acestea nu a pus să la Dumnezeu. Dar a venit o zi când Pavel s-a întâlnit cu Evanghelia. A venit o zi când Pavel s-a întâlnit cu cel ce este esența Evangheliei, Domnul nostru Iisus Hristos, pe drumul Damascului. Și aici Pavel spune, nu m-am putut împotrivi vedeniei dumnezeiești. Răspunsul pe care l-am dat atunci Domnul Iisus Hristos este un răspuns, așa cum i-a auzat pe cei care au fost, care au mărturisit un pic mai devreme. Un răspuns pentru toată viața. Și în propria lui viață, în exemplu personal, Pavel vorbea despre faptul că și lui i s-a cerut la un moment dat un răspuns. Că există o urgență. Îți vreau să vă spun, să reiau ideea pe care v-a spus-o la început. Agripa avea în viața lui și în casa lui un exemplu al faptului că tatăl său a sfârșit-o într-o zi, într-un mod dramatic. Că n-a avut posibilitatea să se mai pocăiască. Când atunci când s-a adresat comercianților din Tir, omul acesta i s-a spus, las de Dumnezeu, nu de om. N-a mai avut posibilitatea să redreseze. N-a mai avut posibilitatea să se schimbe. Era o urgență la unui răspuns și tatălui, Irod Antipa, a sfârșit într-un mod dramatic, lovind de un înger din cer. Dar de data aceasta, nu despre tatălui era vorba, ci despre propria lui viață. Deci ce este surprinzător că atunci când Agripa a plecat de la întâlnirea aceasta, a vorbit nu despre el, ci despre altul. Și au zis și a spus, Agripa a zis lui Festus, omului acestuia i s-a fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Dar de Pavel era vorba. Atunci când vorbim despre mântuire, nu-i așa că ne uităm în jurul nostru, dar ăștia ar trebui să se schimbe. Stai de vorbă cu oameni, nu-i așa, care vin în adunări sau poate te stai cu ei într-o zi de sărbătoare, într-o zi de înviere și le vorbești despre faptul că trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Îți vor spune, dar am fost la biserică, dar am luat lumină, dar eu sunt un creștin, dar eu merg la casa lui Dumnezeu. Și imediat încercăm să ne comparăm cu alții. Să dăm răspunsul pe care nu așa nu l-a fi cerut. Cerul nu l-așteaptă de la noi. Vorbim despre altul, ar fi trebuit ăstuia să-i se dea drumul. Ar fi trebuit să nu fie judecat așa de astfel. Dar nu despre el era vorba. Ci era vorba despre faptul că mesajul Evangheliei, chemarea Domnului Iisus Hristos, era o chemare la pocăință, era o chemare la schimbare pentru Pavel și pentru Agripa și pentru propria lui viață. Iată de ce Pavel nu era prima dată când a stat în fața unui auditoriu select. S-a mai întâmplat în Atena, în leagănul, am putea spune, filosofiei vremii. Când Pavel s-a întâlnit acolo cu filosofii epicurieni și stoici, le-a predicat Evanghelia. Pe oamenii aceia au auzit despre Hristos a înviat, știți care a fost reacția lor? A fost o reacție următoare. Asupra acestor lucruri te vom asculta, altădată, nu-i timpul, nu-i vreme. Nu-i momentul.
Agripa a spus, deși pe tatăl l-a lovit un înger, eu încă mai am vreme. Și omului acestuia ar fi trebuit să-i se dea drumul. Dar nu despre el era vorba. Nu despre Pavel era vorba. Ci despre Agripa și despre propria lui viață. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, aș vrea să vă spun. Oamenii se tem de înviere. Pentru că învierea are în ea însăși mesajul judecății lui Dumnezeu. Pentru că într-o zi toți morți vor învia. Dar Biblia spune și că vom fi duși la judecată după înviere. Și asta sperie pe oameni. Asta sperie pe oameni. Aș vrea în această seară, într-o zi de înviere, într-o zi de sărbătoare, să avem cu noi, să avem în inima noastră și să putem duce mesajul acesta în familiile noastre. Aceasta este lumina pe care ne-a dat Dumnezeu. Să ducem cu noi mesajul propriei noastre convertiri, pe care nimeni nu poate contesta. Oamenii vor contesta, poate, limbajul tău, pregătirea ta și așa mai departe. Dar faptul că s-a atins Hristos de tine și ți-a dat viață și te-a schimbat, asta nu pot schimba, nu pot contesta oamenii. Vorbește, este cea mai puternică Evanghelie pe care o poți propovădui. Voi nu uita, indiferent care este legătura pe care o ai, care este păcatul care te ține și spui, nu acum, nu vreau la botezul ăsta, nu vreau să mă pocăiesc, nu vreau să fac lucrul acesta, pentru că mie îmi place păcatul sau poate nu pot scăpa de păcat. În seara aceasta am proclamat aici prin cuvântul lui Dumnezeu, prin adevărul lui Dumnezeu, faptul că Iisus Hristos este eliberatorul, că El aduce eliberare. Slăvit să fie numele Domnului. Indiferent de poziția socială, indiferent de statutul pe care îl avem în societate, cu toții avem nevoie de mântuirea și de eliberarea pe care o aduce Evanghelia, pe care o aduce Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi să nu uităm faptul că de la noi se așteaptă un răspuns. Răspunsul pe care așteaptă Dumnezeu și de la tine este să devii creștin. Să devenim creștin. Și creștin înseamnă să devii asemenea lui Hristos. Un om schimbat. Un om care să pulseze viață. Un om care să trăiască după Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și vreau să închei cu mesajul puternic pe care îl avem. Mesajul creștin. Hristos a înviat.